Capitolul 8. Domnul Iacob. Stai un moment, Auror. Nu e cazul să te arăți în starea asta. N-am ce face, Franfoaz, răspuns o voce neliniștită. Vizita asta mă duce cu gândul la cealaltă pe care am primit-o acum 8 zile. Și la acea călătorie. Nu înțelegi? Nu înțeleg cum ai curajul să plângi un astfel de om care te-a dezonorat, care te-a mințit toată viața și a cărui singură faptă bună a fost încheierea unei asigurări. Taci! Nu mai spun că ți-ai impus o viață trăită aproape în sărăcie, jurând că nu câștiga decât 2000 de franci pe lună. Asigurarea dovedește că de fapt câștiga cel puțin dublu și ți-ascundea acest lucru. Cine ar putea să spună că nu câștiga chiar mai mult? După părerea mea, acest om avea 2 case, o amantă și poate copii. Te rog, Franfoaz! Maigret era singur în micul salon al casei din Saint-Fargeau, unde servitoarea îl poftise, uitând să închidă ușa. Iar 2 voci de femei ajungeau la el din sufragerie, a cărei ușă, dând spre același coridor, era și ea întredeschisă. Mobilă și cele mai mici obiecte erau acum la locul lor, iar comisarul nu putea să se uite la masa mare de stejar fără să se gândească la faptul că acolo, cu câteva zile în urmă, pe o pânză neagră se afla un sicriu străjuit de lumânări. Atmosfera era cenușie și cerul înnorat. În timpul nopții zbucnise o furtună, dar se simțea că cerul încă mustea de apă. De ce să tac? Crezi că pe mine nu mă privește? Sunt sora ta. Jacques mai are puțin și obține o poziție politică importantă. Ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar afla că avea un cumnat excroc? Și atunci de ce ai venit? 20 de ani ai stat foarte bine fără să te văd, pentru că nu voiam să-l văd pe el. Când ai vrut să te măriți, nu ți-am ascuns părerea mea. Nici Jacques. Când te cheamă Auror Prejean, când ai un cumnat care conduce una dintre cele mai importante tăbăcării din Vosgi și altul care va fi într-o zi șeful de cabinet al unui ministru, nu le-ai de bărbat pe unul ca Emil Galet? Ce nume! Comis voiajor! Mă întreb cum a putut tata să-și dea consimțământul. De fapt, între noi fie vorba, cred că ghicesc ce s-a întâmplat. În ultimul timp, tata nu se mai gândea decât la un singur lucru. Să scoată ziarul cu orice preț. Galet avea ceva bani. A fost convins să intre în afacerea cu ziarul. Spune că nu e adevărat. Dar faptul că tu, sora mea, care ai primit aceeași educație ca și mine și semeni cu mama, l-ai ales pe acest idiot? Nu te uita așa la mine. Vreau doar să te fac să înțelegi că n-ai de ce să plângi. Ai fost fericită cu el? Hai, spune, sincer. Nu știu, nu mai știu. Mărturisește că aveai ambiții mai mari. Am sperat totdeauna că va încerca ceva, îl împingeam să... Ca și cum ai împins un bolovant și te-ai resemnat, fără măcar să știi că n-ai să rămâi sărac în ziua morții sale. Pentru că dacă n-ai fi fost asigurarea... El s-a gândit la asta, zise domnul doamna Galet. Nu mai spune, ascultându-te am să cred că-l iubeai. Taci, ar putea să ne audă comisarul. Trebuie să-l primesc. Cum arată? Te însoțesc pentru că în starea în care ești mai bine așa. Dar te rog, Auror, lasă aerul ăsta abătut. Comisarul își va închipui că erai complicea lui și că ești tristă, că ți-e teamă. Maigret abia a avut timp să facă un pas înapoi. Cele 2 femei intrau pe ușă și nu arătau chiar așa cum și le imaginase el după conversația surprinsă. Doamna Galet era aproape la fel de distantă ca la prima lor întrevedere. Iar sora ei, mai tânără cu 2-3 ani, cu părul oxigenat și fața fardată, dădea impresia că are mai mult nerv și mai multă afectare decât cealaltă. Aveți noutăți, domnule comisar?" întrebă văduva cu un glas ostenit. Luați loc, vă rog, vă prezint pe sora mea care a sosit ieri de la Epinal." Unde soțul e tăbăcar, mi se pare." Proprietar de tăbăcării?" îl corectă Franfoaz cu o voce tăioasă. Doamna nu a fost la mormântare, nu-i așa?" iar ziarele au anunțat de 3 zile că beneficiați de o asigurare de 300 de mii de franci. Vorbea Molcom, privind la dreapta și la stânga cu o grosolănie aparentă. Venise la Saint-Fargeau fără un motiv precis ca să adulmece din nou atmosfera și să-și reajusteze imaginea mortului. Totuși, ar fi părut bine să-l întâlnească și pe Henri Galet. Aș vrea să vă pun o întrebare, spuse el fără să se întoarcă spre cele 2 femei. Domnul Galet nu putea să nu știe că, pentru dumneavoastră, căsătoria cu el însemna ruperea relațiilor cu propria familie. Răspunsul îl primi de la Franfoaz. Nu-i adevărat, domnule comisar. La început l-am primit în mijlocul nostru. Soțul meu l-a sfătuit chiar de câteva ori să-și schimbe situația, s-a oferit să-l ajute. Abia când am aflat că va rămâne toată viața o ființă inferioară, e incapabilă de efort,
L-am evitat. N-ar fi pus într-o situație proastă. Și dumneavoastră, doamnă, l-ați îndemnat să-și schimbe profesia?" zise cu blândețe Maigret, întorcându-se spre doamna Galet. "I-ați făcut reproșuri? Mi se pare că asta face parte din viața particulară. Nu era dreptul meu?" Auzind-o cum vorbea mai adineauri, Maigret putuse să-și închipuie o femeie pe care durerea o făcuse mai umană și care renunțase la demnitatea ei disprețuitoare, atitudine pe care o pregătea însă neschimbată. Fiul se înțelegea cu tatăl său. Sora interveni iar. "Henry va reuși ceva în viață. E un prejan, deși fizic seamănă cu tatăl lui. Și a făcut foarte bine fugind de această atmosferă când vârsta i-a permis să plece de acasă. Și a reluat munca azi dimineață în ciuda crizei hepatice pe care a avut-o noaptea trecută." Maigret privea spre masă și încerca să-l situeze pe Emil Galet undeva în acel salon, dar nu reușea. Poate pentru că cei care locuiau în vilă intrau acolo doar când primeau pe cineva în vizită. "Vreți să-mi comunicați ceva, domnule comisar?" "Nu, vă las, doamnelor, și îmi cer scuze pentru deranj. Totuși, da, o întrebare. Aveți o fotografie a soțului dumneavoastră în Indochina? A trăit acolo înainte de căsătorie, nu?" "N-am nicio fotografie. Soțul meu nu vorbea aproape niciodată de această perioadă din viața lui." "Știți cumva ce studii a făcut?" "Dar era foarte cultivat. Îmi amintesc că discuta deseori cu tatăl meu despre autori latini." "Dar nu știți ce liceu a făcut?" "Știu doar că era din Nantes." "Vă mulțumesc și încă o dată îmi cer scuze." Își căută pălăria și ieși pe coridor retrăcându-se cu spatele fără să poată defini neliniștea vagă pe care o simțea de fiecare dată când punea piciorul în acea casă. "Sper că numele meu nu va ajunge în presă, domnule comisar," spuse Framfoaz pe un ton nu lipsit de impertinență. "Poate știți că soțul meu e consilier general, are multă influență în cercurile guvernamentale, iar cum dumneavoastră sunteți funcționar..." Nu a avut curaj să-i răspundă. Se mulțumi să o privească drept în față, apoi să salute, oftând. În timp ce traversa grădina din față, însoții de servitoare acea sașie, murmură gânditor: "Bietul meu Galet!" Trecu pe la chei de Zorfevră doar ca să-și ia corespondența, dar nu găsi nimic legat de cazul pe care l-a încheta. La plecare se îndreptă pentru orice eventualitate spre magazia armureriei, unde fusese reexaminate glonțul extras din capul mortului și cele două gloanțe care îl avuseseră drept țintă pe Moers. "Ați terminat expertiza?" "Da, chiar acum, voiam să scriu raportul. Cele trei gloanțe au fost trase cu aceeași armă și asta nu încape nicio îndoială. Un revolver automat de precizie, un model obișnuit, provenind probabil de la Fabrica Națională din Herstal." Maigret era posac, dădu mâna cu armurierul și luă un taxi. "Pe strada Clignancourt." "Ce număr?" "Mă lași la un capăt al străzii, e indiferent care." Și pe drum se strădui să alunge amintirea gastanta vilei din Saint-Fargeau, să scape de obsesia conversației dintre cele două surori ca să examineze doar datele pozitive ale problemei. Dar, imediat ce punea cap la cap câteva idei, o revedea pe acea Framfoaz, al cărei soț era consilier general, avusese ea grijă să-i spună asta, și care dăduse fuga la Margherit când aflase că doamna Gale urma să primească 300.000 de franci. Și, probabil, la începutul căsniciei îi împuiaseră capul lui Emil Galet că trebuia să facă onoare familiei Prejean, ca și ceilalți gineri. Reprezentantul unei firme care vindea articole pentru cadouri și-a avut curajul să semneze o asigurare de viață să plătească prima timp de 5 ani. Se minună Maigret, tulburat, atras și dezgustat totodată de caracterul complex al celui decedat. Oare și iubea soția, care probabil că îi reproșase de destule ori, și ea, condiția lui umilă? Ciudată familie, ciudate vieți. Totuși, pentru o clipă, nu simțise oare Maigret o afecțiune adevărată la doamna Galet? Doar prin ușa întredeschisă. Când apăruse în fața lui, nu mai arătase nimic. Redevenise o mică burgheză dezagreabilă și încrezută, așa cum îi se înfățișase prima dată soră bună cu Framfoaz. Și Henry, care încă de la vârsta primei împărtășanii avea o expresie suspicioasă, o privire serioasă și bănuitoare, iar la 22 de ani nu se căsătorea cu Eleonor de teamă că aceasta să nu piardă renta pe care ar fi putut să o primească de pe urma fostului ei soț. Avusese o criză hepatică, dar se dusese să-și reia lucrul. Începu să plouă. Șoferul trase pe dreapta ca să ridice capota. Cele trei groanțe provin din același revolver.
De unde se poate trage concluzia că au fost trase de același om. Or, nici Henry, nici Eleonor, nici Saint Hilaire nu au putut să tragă ultimele două gloanțe. Și nici vreun vagabond. Un vagabond nu ucide de dragul de a ucide. El fură, dar nu furase nimic. Ancheta lui bătea pasul pe loc, se învârtea în jurul figurii terne și melancolice a mortului, descurajându-l și Maigret intră cu un aer morocănos în prima lojă de portar de pe strada Clignancourt. Cunoști un domn pe care îl cheamă Iacob? Cu ce se ocupă? Nu știu. În orice caz, primește scrisori pe acest nume. Ploua într-una abundent, dar comisarului îi părea totuși bine pentru că în atmosfera aceea, strada foarte populată, cu prăvălimii și case modeste, se armoniza mai bine cu starea lui de spirit. Acele peregrinări din casă în casă ar fi putut fi încredințate unui subaltern oarecare, dar Maigret nu voia, nici el nu știa de ce, să amestece un coleg în anchetă. Domnul Iacob nu locuiește aici. Vedeți alături unde stau evrei. Întredeschisese ușa la 100 de loje sau vârâse capul prin ghișeuri cu geam, chestionase 100 de portari și portărese când o femeie grasă cu părul cânepiu îl privi bănuitoare. Dar ce aveți cu domnul Iacob? Sunteți de la poliție, nu? Da, brigada mobilă e acasă. Nu la ora asta. Unde l-aș putea găsi? Păi, unde e locul lui? La colțul străzii Clignancourt cu bulevardul Roșeșușar. Sper că nu o să-l necăjiți. E un bie bătrân care cu siguranță că n-a făcut în viața lui ceva rău. Oare n-are autorizație? Primește multe scrisori. Portărea sa se încruntă. Cauza asta, spuse ea. Bă, nu am eu că-i ceva necurat. Probabil că știți la fel de bine ca și mine că primea doar o scrisoare la 2-3 luni. Recomandată? Nu, no, mai curând un mic pachet decât o scrisoare. Cu bancnote, nu? Da, n-am nicio idee, răspunse ea prompt. Ba da, ba da, ați pipăit plicurile și v-a trecut prin minte că erau bancnote. Și dacă ar fi așa, doar nu-l dau banii afară din casă. Unde-i camera lui? Mansardă, vreți să spuneți, sus de tot. Chiar dacă e destul de greu să urce în fiecare zi la el în cameră cu cârjele. Nimeni n-a venit vreodată să întrebe de el? Acum vreo 3 ani un domn cu barbișon care părea un preot îmbrăcat civil. I-am răspuns ca și dumneavoastră. Domnul Iacob primea deja scrisori, dar tocmai primise una. Omul cu pricina purta o redingotă, era îmbrăcat tot în negru ca un preot. Domnul Iacob nu primește niciodată vizite. Vine doar fica lui care e camerist într-un hotel de pe strada Lepic și urmează să nască. Ce profesie are? Cum? Nu știți? Și sunteți de la poliție? Dar nu cumva râdeți de mine? Domnul Iacob, cel mai vechi negustor de ziare din cartier, cunoscut ca un Matusalem. Maigret se opri la colțul format de strada Clignancourt cu bulevardul Roșecușar, în fața barului Oșușan. La capătul terasei se afla un negustor de alune și de migdale prăjite, care iarna probabil că vindea castane. De partea străzii Clignancourt, un bărbat mic de statură stătea pe un taburet și repeta cu o voce răgușită care se pierdea în zarva intersecției. Intran, liberté, pres, parisoar, intran... Lângă tarabă era așezată o pereche de cârje și dacă într-un picior bătrânul purta un pantof de piele, în celălalt avea un papuc diform. Când îl văzu pe negustorul de ziare, Maigret înțelese că domnul Iacob nu era un nume, ci o poreclă, căci bătrânul avea o barbă lungă împărțită în două șuvițe ascuțite și un nas coroiat, așa cum poți vedea pe pipele de lut numite în mod obișnuit Iacob. Comisarul își amintea câteva cuvinte din scrisoarea pe care Moers reușise să o reconstituie. 20.000, numerar, luni. Și brusc întrebă plecându-se spre șchiop. Ai primit ultimul plic? Domnul Iacob ridică lent capul și clipi de câteva ori din ploapele roșiatice. Cine sunteți? Întrebă el, întinzând-l intransigent unui cumpărător și căutând mărunțiș în farfurioara de lemn. Poliția judiciară. Să stăm frumos de vorba, altfel voi fi forțat să te iau cu mine. Treaba e și prost. Și... Ai o mașină de scris? Bătrânul rânji și scuipă un chiștoc de țigară molfăit din care avea în față o întreagă colecție. Nu e cazul să mă luați așa, răspunse el. Știți bine că nu sunt eu vinovatul. Totuși aș fi făcut mai bine să stau în banca mea. Pentru cât câștig? Cât? Femeia îmi dădea 100 de pitași pentru fiecare scrisoare. Asta e treabă serioasă? Treaba asta o să îi ducă pe toți la tribunal. Zău? Chiar erau bancnote de 1000? Nu eram sigur. Pipăiam plicurile și făceau un zgomot mătăsos. Am încercat să le privesc în zare, dar hârtia era prea groasă. Ce făceai cu plicurile?
Le aduceam aici, nici măcar nu era nevoie să anunț. Pe la cinci eram sigur că vine domnița care îmi cumpăra lintran, pune suta de pitaci în farfurioară și strecoară pachetul în poșetă. O brunetă mică de statură? Nici vorbă. O blondă înaltă, bătând puțin înroșcat, o tipă bine înțolită, zău așa. Venea de la metrou. Când ți-a cerut prima dată să-i faci acest serviciu? În urmă cu vreo 3 ani. Stați puțin. Fata mea tocmai născuse primul copil și îl dusese la o doică, la Villeneuve Saint-Georges. Da, ceva mai puțin de 3 ani. Era târziu. Aranjase marfa și tocmai voiam să o iau la spinare. M-a întrebat dacă am un domiciliu și dacă nu pot să o ajut. Știți bine, în Montmartre ai de-a face cu tot felul de oameni. Trebuia să primez niște scrisori pe numele meu să nu le deschizi și să le aduc aici după masă. Dumneata ai fixat prețul de 5 franci. Ea m-a tras atenția râzând că făcea mai mult la prețul la care a ajuns litru de vin roșu, dar s-a îndreptat spre negustorul de alune. Un algerian, niște oameni care muncesc pe temirce. Am spus da. Nu știu unde locuiește? Domnul Iacob clipi. Ar trebui să fiți tare și red ca să puneți mâna pe ea, chiar dacă sunteți de la poliție. A mai fost unul care a încercat să afle pe la început. Portărea sa mea i-a spus doar că vând ziar în locul ăsta. Mi l-a descris și mi-a zis că era tatăl tinerei doamne. A început să dea târcoale pe aici fără să-mi vorbească în zilele când sosea pachetul. Se ascunde acolo după taraba negustorului de fructe. Apoi o lua pe urmele ei. Da, nu-i reușa. Până la urmă a venit și el și mi-a oferit 1000 de franci ca să-i dau adresa persoanei. Nu voia să creadă că nu o cunoșteam mai bine decât el. Se pare că îl făcuse să ia nu știu câte metrouri și autobuze ca apoi să-i piardă urma în fața unei clădiri cu 2 ieșiri. Un om nu prea vesel. Am înțeles că nu era tatăl ei. Și-a mai încercat norocul de încă 2 ori. Am crezut de cuvință să-mi informez clienta și am impresia că l-a plimbat rău de tot, pentru că n-a mai dat pe aici. Și știți cu ce m-am ales în plus în loc de 1000 de franci a individului? Cu un Ludovic. Ba, a trebuit să mai și pretind că n-am mărunta, altfel aș fi primit doar 10 franci. Și femeia a plecat bombăni în ceva urât. N-am înțeles ce. O tipă foarte șirată, da, de o calicenie. Când a sosit ultima scrisoare? În urmă cu vreo 3 luni. Ar trebui să vă dați puțin într-o parte ca să vadă clienții ziarele. Cu ce mai pot să vă fiu de folos? Recunoașteți că sunt un tip de treabă și n-am încercat să vă trag pe sfoară. Negre aruncă 20 de franci în farfurioară, schiță un salut vag și se depărtă cu un aer gânditor. Trecând prin fața gurii de metrou, se strâmbă dezgustat cu gândul la Eleonore Boursang, care se îndepărta cu un plic conținând câteva bancnote de 1000, după ce arunca cei 5 franci bătrânului Iacob, apoi schimba de 10 ori metroul și autobuzul, fără grabă, având grijă să treacă și printr-un imobil cu 2 ieșiri înainte de a se întoarce acasă. Ce legătură puteau să aibă toate acestea cu Emil Galet, care își scotea redingota și se încăpățâna să se cațere pe creasta unui zid înalt de 3 metri? Ultima speranță a lui Megre, domnul Iacob, fusese spulberată. Nu exista niciun domn Iacob. În locul lui să fi fost oare un cuplu, Henry Galet și Eleonor Boursang, care descoperiseră secretul lui Galet tatăl și îl șantajau? Eleonor și Henry nu uciseseră. Saint-Hilaire nu omorâse nici el pe nimeni în pofida contradicțiilor sale, a porții de fier deschise și a cheii pe care o aruncase chiar el pe drumul urzicilor, cheie care fusese găsită de grădinar la ordinele lui, după ce comisarul îi spusese că va pune mâna pe ea cu orice preț. Totuși, cineva trăsese 2 gloanțe în direcția lui Moyers, iar Emil Gale, despre care cumnata lui spunea că punea într-o situație proastă întreaga familie, fusese asasinat. La Saint-Fargeau, familia se consolă aducându-i învinuiri, sublinind mediocritatea personalității și vieții sale și considerând că, în fond, moartea lui adusese un câștig de 300.000 de franci. Henry reîncepuse chiar în acea dimineață să placeze titluri pentru banca Sovrinos și să-și investească cei 100.000 de franci economisiți care trebuiau să devină 500.000 ca să poată trăi liniștit la țară cu Eleonor. În sfârșit, aceasta, la fel de calmă ca atunci când mergea să ia plicul de la negustorul de ziare în schimbul sumei de 5 franci, spiona la Sancerre toate mișcările lui Megre și venise, foarte senină, cu privirea nevinovată, să-i povestească viața ei. Iar Saint-Hilaire juca bridge acasă la notar. Doar Emil Gale lipsea. Era bine închis într-un sicriu cu obrazul distrus de glonț, tăiat de medicul legist care avea 7 invitați, cu inima perforată și ochii cenușii cărora nimeni nu se gândise să le închidă ploapele. Ultima alee la stânga după monumentul din marmură roz al fostului primar, spunea țărcovnicul care ținea loc și de paznic de cimitir.
iar antreprenorul de pompe funebre de la Corbei se scărpina în cap în fața unei comenzi care specifica: o piatră foarte simplă, cu linii sobre, de bun gust, nu prea scumpă, dar distinsă. Maigret văzuse multe la viața lui și totuși se străduia să creadă că femeia înaltă, cu părul bătând înroșcat, nu era neapărat Eleonore Bursang și că dacă ea era clienta domnului Iacob, tot nu exista nicio dovadă că Henry ar fi fost complice. Cel mai simplu ar fi fost să-i arăt bătrânului poza ei. De aceea se duse pe strada Turen, unde era aproape sigur că va găsi o fotografie a tinerei femei în apartamentul ei. Doamna Bursang e plecată, dar domnul Henry e sus, zise portarul. Se lăsa seara. Maigret se lovi de pereții scării înguste și intră fără să bată la ușa indicată. Henry Gallet a plecat deasupra mesei, lega un pachet destul de voluminos. Tresării, apoi reuși să-și recapete stăpânirea de sine când îl recunoscu pe comisar. Totuși, nu putu să spună nimic. Probabil că dinții îl dureau de încleștați ce erau. Schimbarea produsă la el într-o săptămână era de-a dreptul înspăimântătoare. Avea obrajii scobiți. Pomeții deveniseră proeminenți, iar tenul, mai ales, era de un plumburiu cumplit la vedere. Se pare că noaptea trecută ai avut o criză puternică de ficat, zise Maigret cu o ferocitate involuntară. Dă-te la o parte. Pachetul avea forma unei mașini de scris. Comisarul smulse hârtia cenușie, scoase o foaie albă din buzunar, bătu câteva cuvinte la întâmplare și puse hârtia în portofel. Un moment, zgomotul mașinii tulburase liniștea în locuința cu mobile acoperite cu huse și ale cărei geamuri fusese acoperite cu ziare pe perioada vacanței. Henry, cu brațele sprijinite de comodă, se uita în jos cu nervii atât de încordați încât îți era milă să te uiți la el. Dar Maigret, greoi, implacabil, își continuă treaba, deschise sertarele, le răscoli. Până la urmă, găsi o fotografie a lui Eleonor. Apoi, gata să plece, cu pălăria împinsă pe ceafă și fotografia în mână, se opri un moment în fața tânărului și îl privi din cap până în picioare. N-ai nimic să-mi spui. Harry înghiți în sec și reuși să articuleze în cele din urmă. Nimic. Maigret a avut grijă să ajungă în strada Clignancourt, unde domnul Iacob vindea mai departe ziare abia o oră mai târziu. Voia și altă dovadă? Mai înainte de a ajunge în dreptul bătrânului, zări fața lungă și decolorată a lui Henry Gallet în spatele geamului unei cafenele. O clipă mai târziu, domnul Iacob confirma. Ea e, mai mult ca sigur, e terminată. Maigret plecă fără să spună nimic și aruncă o privire încruntată spre cafenea. Ar fi putut să intre și să-l provoace lui Henry o nouă criză hepatică doar punându-i mâna pe umăr. Totuși, nu l-au ucis. O jumătate de oră mai târziu intră pe la prefectură fără să salute pe nimeni și găsi pe birou o scrisoare din partea inspectorului de impozite indirecte din Nevers. Capitolul 9. O căsătorie în glumă. Dacă binevoi să treceți discret pe la domiciliul meu, Nevers, Rue Creuse, număr 17, vă voi oferi despre Emil Gallet informații care vă vor interesa în cel mai înalt grad. Maigret se afla în casa de pe Rue Creuse. În fața lui, într-un salon tapizat cu roșu și negru, se afla inspectorul de la impozite, care îi deschisese chiar el ușa cu un aer de conspirator. Am trimis servitoarea la plimbare. Înțelegeți că e mai bine așa. Iar pentru cei care ar fi putut să vă vadă intrând, sunteți vărul meu de la Beaucaire. Oare i-arunca o cheia de lui Maigret ca să sublinieze fiecare cuvânt? În orice caz, în loc să închidă un ochi, închidea pe amândoi, foarte repede, ceea ce părea până la urmă un tic nervos. Asta și dumneavoastră în colonii? Nu? Aș fi crezut că... Păcat, pentru că ați fi înțeles mai bine. Și pleoapele îi se ridicau și se lăsau în timp ce vocea era din ce în ce mai confidențială, iar expresia feței devenea malițioasă și speriată totodată. Am stat 10 ani în Indochina, pe timpul când Saigonul nu avea încă bulevard de mari ca la Paris. Acolo l-am cunoscut pe Gallet. Și chestia cu cuțitul mi-a deschis ochii, veți înțelege imediat. Pum, prin soare că n-ați găsit nimic. Și nici nu veți găsi nimic, pentru că e o poveste pe care nu mai un locuitor din colonie o poate înțelege. Mai mult, unul care a asistat la chestia aia. Maigret îl catalogase deja pe inspector, știa că în fața unor astfel de oameni trebuie să fii răbdător, să te ferești să-l întrerupi și să-l încuvințezi doar dând din cap singurul mijloc de a câștiga timp. Mare chefliu Gallet al nostru! Era un fel de secretar al unui om care a ajuns între timp departe pentru că a devenit senator. Un sportiv împătimit. Păi, nu ziceți că și-a pus în cap să facă o echipă de fotbal? Ne-a înregimentat pe toți cu forța.
Dar pentru că nu mai exista și altă echipă cu care să jucăm, asta a fost. Dar femeile îl plăceau și mai mult decât fotbalul. Iar acolo sunt ocazii gârlă. Mare crai! Ce feste a putut să le joace! Îmi dați voie! Se îndreptă cu pași ușor spre ușă și o deschise brusc ca să se asigure că nu trăgea nimeni cu urechea. Așa... O, data a mers prea departe și nu sunt mândru deloc că, deși fără tragere de inimă, am jucat rolul de complice. Un plantator importase 200-300 de muncitori din Malaesia. Printre ei erau femei și copii. El a pus ochii pe una mică despre care ar fi zis că-i modelată din chihlimbar. Dar nu mai amintesc cum o chema. În schimb, țin minte că terminam de citit o cărțulie de Stevenson despre indigenii din Pacific și că-i vorbisem despre ea lui Galet. Era vorba de un alb care, vrând să se culce cu o indigenă recalcitrantă, organizează o căsătorie în glumă. Emil a prins ideea din zbor. Pe vremea aceea, malaizienii nu știau încă să citească, mai ales amărâția aia aduși ca niște animale. Gale s-a dus la tatăl micuței să o ceară în căsătorie și a îmbrăcat viitorii socri cu haine ridicole și a format un întreg cortegiu care a fost condus într-o magherniță găsită de noi. Colegul care făcea pe primarul a murit între timp. Dar pot fi găsiți alții care au luat parte la farsă, pentru că Galet era un mare farsor. Nu neglijase nimic ca efectul comic să fie desăvârșit. Discursurile te făceau să te prăpădești de râs. Iar actul de căsătorie, înmânat în moț solemn puștoaice, erau aiurele de la un capăt la altul. Niște glume nemaipomenite care își băteau joc de familie, de martori și de restul. Inspectorul de la impozite tăcu un moment ca să-și compună o figură mai gravă. Și uite așa, conchise el, Galet a trăit cu ea ca soț și soție 3-4 luni. Apoi s-a întors în Franța și bineînțeles că și-a părăsit falsa soție. Eram încă tinere, altfel nu ne-am fi distrat atât de tare, căci malezienii nu iartă. Nu-i cunoașteți, domnule comisar. Micuța aștepta mult timp întoarcerea soțului ei. Nu știu ce s-a mai întâmplat cu ea, dar după câțiva ani am întâlnit-o îmbătrânită într-un cartier rău famat din Saigon. Am citit numele lui Galet în ziarul din Nevers. Trebuie să știți că nu l-am mai văzut de 25 de ani, nici măcar n-am mai auzit de el. Dar lovitura de cuțit? Ghiciți acum? E clar că a fost o răzbunare. Malaizienii ar merge până la celălalt capăt al lumii ca să se răzbune și au obiceiul să folosească pumnalul. Se poate presupune că un frate sau chiar un fiu al micuței, mai civilizat, a folosit mai întâi un revolver pentru că e mai practic. Apoi instinctul și-a spus cuvântul. Megre, cu privirea posomorâtă, aștepta, ascultând distrat acea sporovăială pe care ar fi fost inutil să o întrerupă. De obicei, când e vorba de un caz penal, există 100 de martori de calibrul inspectorului. De data aceasta se manifestase doar unul singur, pentru că ziarele din Paris nu acordaseră dramei decât câteva rânduri. Ați înțeles, domnule comisar? N-ați fi ghicit, nu-i așa? Am preferat să vă cer să veniți aici, pentru că, dacă asasinul ar fi aflat că am vorbit, spuneați că Galet juca fotbal... Un jucător înrăit și un mare petrecăreț, tovarășul cel mai amuzant pe care putea să existe. Era în stare să istorisească întâmplări comice o seară întreagă, fără să te lase să răsufli. De ce a plecat din Indochina? Zicea că avea o idee și că nu era făcut să-și ducă traiul cu o rentă mai mică de 100.000 de franci. Asta era înainte de război. 100.000 de franci rentă. Vă imaginați? Toți îl luau peste picior, dar el vorbea foarte serios. Vom vedea, vom vedea. Răspundea el rânjind. N-a obținut cei 100.000 de franci, nu-i așa? Eu am plecat din Asia din cauza frigurilor, chiar și acum mai fac câte o criză. Beți ceva, domnule comisar? O să vă servesc chiar eu, pentru că mi-am trimis servitoarea în afara orașului pentru toată după amiaza. Nu. Megre nu avea curajul să bea ceva, nici să suporte mai departe ochiadele naive ale inspectorului, convins că era vorba de o răzbunare mai leiziană. Abia dacă putu să-l mulțumească și să zâmbească. Un zâmbet șters de politețe. Două ore mai târziu cobora din tren în gara Tracy Sancerre, unde devenise deja un obișnuit. Și mergând pe drumul spre hotelul Loara, vorbea singur. Să presupunem că e sâmbătă, 25 iunie. Eu sunt Emil Galet. Căldura e sufocantă, mă doare ficatul. Și am în buzunar o scrisoare de la domnul Iacob care amenință să dezvăluie totul poliției dacă nu-i dau luni 20.000 de franci în numerar. De la legitimiști nu se obțin niciodată 20.000 de franci odată. Suma medie pe care o poți scoate de la ei oscilează între 200 și 600, rare ori 1000. La hotelul Loara cer o cameră cu ferestrele spre curte. De ce spre curte? De frică să nu fiu asasinat? De cine? Mergea cu capul în jos, cu pași lenți, făcând mari eforturi să se pună în pielea mortului. Oare știu cine e în realitate domnul Iacob?
Mă șantajează de 3 ani. De 3 ani plătesc. M-am interesat la vânzătorul de ziare din colțul străzii Clignancur. Am urmărit o tânără blondă care m-a lăsat ca un prost în fața unui imobil cu 2 ieșiri. Imposibil să-l bănuiesc pe Henry pentru că nu știu nimic despre relația lui. Și nu am habar că a adunat deja 100.000 de franci și că are nevoie de 500.000 ca să se ducă să trăiască în sudul țării. Așadar, domnul Iacob rămâne o entitate redutabilă, ascunsă în spatele siluetei bătrânului vânzător de ziare. Schiță un gest asemănător cu cel al unui învățător care, cu o mișcare de burete, șterge problema scrisă pe tablă. Ar fi vrut să uite toate datele, să reînceapă ancheta de la A la Z. Emil Galet era un mare petrecăreț. Își forța camera a zi să formeze o echipă de fotbal. Trecu prin fața hotelului fără să intre și sună la poarta mare a proprietății Saint-Hilar. Aflat în prag, domnul Tardivon, pe care Megrenul salutase, se uita după el dezaprobator. Comisarul se văzu nevoit să aștepte destul de mult în drum. În sfârșit, un valet veni să deschidă și Megrel întrebă fără nicio introducere. De când ești în serviciul domnului de Saint-Hilaire? Un an, dar vreți să vorbiți cu domnul de Saint-Hilaire? Acesta, de la una dintre ferestrele de la parter, îi adresă lui Megre un semn amical. Ați văzut? Până la urmă cheia s-a găsit. Intrați un moment. Cum merge ancheta? De cât timp lucrează grădinarul pentru dumneavoastră? 3-4 ani. Nu intrați? Castelanul era și el frapat de schimbarea produsă la Megre, care avea acum trăsăturile aspre, sprâncenele încruntate și în ochi o expresie neliniștitoare de lehamite și răutate. Cer să ne aduc o sticlă și... Ce s-a întâmplat cu fostul grădinar? E cărciumar la 1 kilometru de aici, pe drumul spre Sentibo. Un ticălos care a făcut bani la mine și și-a deschis acum afacerea lui. Mulțumesc. Plecați? Mă voi întoarce. Vorbea astfel fără să se gândească și preocupat ajunse la poartă, după care se îndreptă spre drumul principal. Avea imediat nevoie de 20.000 de franci. N-a încercat să-și procure această sumă de la victimele lui obișnuite, adică de la castelanii din împrejurimi. L-a vizitat doar pe Saint-Hilaire, de 2 ori în aceeași zi. Apoi s-a urcat pe zid. Se întrerupse singur, exclamând: pe dracu și pe toți dracii! Dar de ce a cerut atunci o cameră cu ferestrele spre curte? Dacă ar fi obținut-o, n-ar fi putut să urce pe zid. Hanul fostului grădinar era situat lângă o ecluză a canalului lateral față de Loara și era plin de marinari de apă dulce. Sunt de la poliție și aș vrea o informație în legătură cu crima de la Sancerre. Îți amintești să-l fi văzut pe Emil Gale la fostul dumitale patron mai demult? Vă referiți la domnul Clement? Așa îi se zicea. Cred că l-am văzut. Des? N-aș putea să spun, să vă zicem că din 6 în 6 luni. Da, era de ajuns ca patronul să fie prost dispus vreme de 15 zile. De când datează primele sale vizite? De cel puțin 10 ani, poate chiar 15. Vă cinstesc un păhărel? Mulțumesc. S-au certat uneori? Nu uneori, de fiecare dată chiar. Ba, i-am văzut ciorovăindu-se ca docheri. Totuși nu se închilar a ucis, își zicea Megre puțin mai târziu, îndreptându-se spre hotel. Mai întâi n-a putut să tragă cele 2 gloanțe spre Moers pentru că era acasă la notar. Apoi, noaptea crimei, de ce ar fi ocolit pe la poarta de fier? O zări pe Eleonor nu departe de biserică, dar întoarse capul în altă parte ca să o evite. Nu avea chef să stea de vorbă, cu ea mai ales. Apoi auzi pași grăbiți în spatele lui. O văzu ajungând în dreptul său, în roche cenușie și cu părul bine pieptănat. Scuzați-mă, domnule comisar. Megre se întoarse și o privi în ochi cu atâta aversiune, încât tânăra femeie simți o clipă că îi se taie respirația. Da? Vroiam doar să știu. Nimic. Nu știu absolut nimic. Și se depărtă fără să salute, cu mâinile la spate. Să presupunem că ar fi fost liberă camera cu ferestrele spre curte. Ar mai fi murit? Un puștan care se juca cu mingea nimeni în picioarele lui, iar Megre îl luă pe sus și l-așeză la 1 metru de el fără să-l fi privit. Oricum nu avea cei 20.000 de franci. Nu avea cum să facă rost de ei până luni. N-ar fi putut să urce pe zid. De pe acel zid ar fi fost imposibil să se tragă asupra lui. Așadar, n-ar fi murit. Șterse sudoarea de pe frunte, deși temperatura era mult mai suportabilă decât în săptămâna dinainte. Avea senzația enervantă că se afla la un pas de țintă și nu era în stare să o atingă. Deținea o mulțime de date. Povestea cu zidul, cele 2 focuri de armă trase 8 zile mai târziu asupra lui Moers, cazul Iacob, vizitele făcute în urmă cu 15 ani lui Saint-Hilaire, cheia pierdută și găsită atât de providențial de grădinar, povestea cu camerele, lovitura de cuțit care se desăvârșise,
acțiunea glonțului la un interval de câteva secunde și, în sfârșit, fotbalul și farsa căsătoriei. Căci pasiunea sportivă a lui Galet, poveștile Hazli și sprăvile sale amoroase erau singurele elemente ce trebuiau reținute din relatarea încălcită a inspectorului. Un petrecăreț, un mare crai. Serviți cina pe terasă, domnule comisar, îl întrebă domnul Tardivon. Maigret ajunsese fără să-și dea seama. E indiferent. Cum merge ancheta? Să zicem că s-a încheiat. Cum? Și asasinul? Dar Maigret trecu mai departe, dând din umeri, străbătu coridoarele pline de mirosuri de la bucătărie și intră în cameră, unde dosarele rămăseseră îngrămădite pe masă, pe cămin și pe podea. Nimeni nu se atinsese de hainele care închipuiau mortul. Maigret se aplecă, smulse cuțitul înfipt în podea și începu să-l răsucească în mână, în timp ce se plimba încolo și încoace prin încăpere. Cerul era acoperit de un strat de nor de un cenușiu uniform care anunțau furtuna, iar zidul din față, alb, devenea acum foarte strălucitor. Comisarul se plimba de la fereastră la ușă și de la ușă la fereastră, aruncând din când în când o privire spre fotografia de pe cămin. Vino puțin, rosti el brusc, ajungând poate pentru a 30-a oară la fereastră. Frunzișul tremură deasupra zidului, acolo unde Maigret ghicise fața prost ascunsă a lui Saint-Hilaire. Castelanul, tentat în prima clipă să se tragă înapoi, întrebă cu o voce neliniștită, încercând să glumească. Trebuie să sar? Ocolește pe poartă, că e mai ușor. Cheia era pe masă și Maigret o aruncă peste zid, apoi își reluă plimbarea prin cameră. Auzi cheia căzând în parc, printre gunoaiele adunate în zona aceea. Urma apoi zgomotul unui butoi mișcat din loc și din nou foșnet de frunze și de crengi. Probabil că lui Saint-Hilaire îi tremura mâna, deoarece cheia lovi de mai multe ori broasca până să se audă scârțâitul balamalelor. Totuși, când proprietarul micului castel ajunse la fereastră, își recăpătase siguranța de sine și spuse pe un ton vesel: Aveți un ochi de lynx, cazul mă pasionează atât de mult încât văzând că vă întoarceți la hotel, mi-a trecut prin minte să trag cu ochiul, să aflu tot ce știți și să vă uimesc la viitoarea noastră întrevedere. Vin pe ușă? Sigur că nu pe fereastră. Saint-Hilaire sări cu ușurință și remarcă privind în jur. Ciudat! Atmosfera asta în care reconstituiți cele întâmplate, hainele, dumneavoastră ați aranjat totul? Greș umplu pipa cu o încetinală exagerată, îndesând meticulos tutunul cu degetul. Aveți un chibrit? O brichetă, nu folosesc niciodată chibrituri. Privirea comisarului se opri asupra celor trei bețișoare verzi cu un capăt ars care se aflau în cămin lângă cenușa scrisorilor. Evident, spuse el fără să se poată ști la ce se referea. Voia să mă întrebați ceva? Încă nu știu, v-am zărit și pentru că pur și simplu bat pasul pe loc, mi-am zis că un om inteligent ar putea să-mi dea unele sugestii. Se așeză pe un colț de masă și întinse pipa spre bricheta din mâna lui Saint-Hilaire. Ia te uită, sunteți stângaci. Eu? Nu, e o întâmplare. Nu știu de ce v-am întins bricheta cu stânga. Sunteți amabil să închideți fereastra? Maigret nu-l scăpă din ochi și remarcă un moment de ezitare în mișcările lui Saint-Hilaire, care cu o strădanie vădită răsuci cremona cu mâna dreaptă.